Ieromonahul Iosif Aghioritul, starețul Efrem Catunachiotul, editura Evangelismos, anul 2004. Prima parte. Obârșia anii tinereții. Părinții mei au fost niște agricultori săraci, mărturisea starețul fără să se rușineze. Tatăl meu avea puține ogorașe pe care le însămânța odată pe an. Dar ce să-ți dea ele? Uneori avea recoltă, alteori numai sămânța o scotea. Iar ca să ne educe, să ne poarte în gimnaziu pe mine și pe Nondas, părinții au fost nevoiți să cheltuiască toată averea. Când am plecat în Sfântul Munte, tatăl meu era deja dator și o ducea foarte greu. Părinții starețului trăiau în satul Ambelohorii din Tiva. Acolo s-a născut și el, pe data de 6 decembrie 1912, de ziua Sfântului Nicolae. Era o familie patriarhală. Cucernicul și severul bunic, preotul Nichita, parohul satului, prezbitera Ioan, tatăl starețului, Victoria, mama lui cu copiii lor, Epaminondas, Evanghel, numele de Mirean al starețului, Elena și Haralambie, și ceilalți copii ai preotului Nichita, 3 fii și 2 fiice, alcătuiau această familie binecuvântată. Starețul s-a născut în timpul când tatăl lui era plecat în războaiele balcanice. A participat la eliberarea Tesalonicului sub prințul moștenitor Constantin. Însă sufletul simplu al Victoriei, care purta în pântece pe viitorul preot Efrem, era chinuit de gânduri de îndoială. Aflată în relații dificile cu socrii ei, care nu o simpatizau, fără protecția soțului care se afla departe în război, neștiind când și dacă se va mai întoarce, cu Epaminonda în vârstă de 2 ani în brațe, se gândea: dar ce mai trebuie și acest copil? Și nu proteja în mod deosebit fătul pe când lucra. Aflând mai târziu de sporirea duhovnicească a fiului ei în Sfântul Munte, buna Victoria plângea și se prihănea pe sine. Eu, proasta, am vrut atunci să moară acest copil, în timp ce el mă va mântui și pe mine cu viața și cu rugăciunea lui. Și le ruga pe Dumnezeu să o ierte pentru rugăciunile copilului ei și să o învrednicească și pe ea de îngerească schimă monahală. Starețul și-a trăit anii copilăriei la Ambelohorii. Atunci când el se afla în primii ani ai școlii primare, părinții lui au părăsit satul și pe bunicii lui și s-au stabilit în Tiva, pentru a ușura studiile copiilor lor. Evanghel a terminat gimnaziul în 1930. A fost un elev bun, un tânăr curat și cinstit, supus părinților lui și răbdător în greutăți. Învățat să meargă la Biserica Maicii Domnului din apropiere, s-a legat de timpuriu de unii monahi și monahii care treceau prin Tiva. Tot în acea perioadă a cunoscut și pe viitorii lui stareți, pe bătrânul Efrem și pe preotul Nichifor, care fiind originari și ei din Tiva, cercetau locul lor de naștere. A învățat să se mărturisească și să-și facă cu conștiinciozitate canonul dat de duhovnic, metanii, rugăciuni, citirea cărților duhovnicești. Fratele lui mai mic, cu 10 ani, Haralambie, acum ofițer în rezervă, povestește că adeseori se trezea noaptea din cauza zgomotului făcut de Evanghel, care lovea dușumeaua făcându-și metaniile. Iar acela, liniștindu-l pe micuțul abia trezit, spunea: la miezul nopții, Liami, cerurile sunt deschise. Odată, pe când era elev la gimnaziu, pornind de acasă pentru a scrie teza la matematică, a mâhnit-o pe mama lui pentru un oarecare motiv și a plecat fără binecuvântarea ei. A rezolvat ușor exercițiul care li se dăduse și i-a ieșit rezultatul 12 împărțit la 4. A întrebat în șoapte pe colegii lui care este rezultatul, iar aceia i-au răspuns că este 3. În ciuda încercărilor lui de a găsi greșeala, nu a reușit. A dat în cele din urmă foaia de hârtie puțin amărât. Ieșind în curte, a sesizat mica greșeală, cum că nu simplificase fracția. Întâmplarea aceasta o povestea deseori, subliniind mare importanță pe care o are binecuvântarea părinților asupra copiilor lor. Atmosfera familiei ajuta mult la creșterea duhovnicească a lui Evanghel. Tatăl lui a fost un om cu un temperament aspru, însă cinstit, harnic, bun familist, un om care își ajuta aproapele când acela avea nevoie. Era desigur nervos și iute la caracter și de aceea inspira frică copiilor lui. Dar în același timp era cinstit, simplu, bun
insuflând celor din jurul său siguranță și încredere. Deși a fost mulți ani cântăreț la biserică, nu îi plăcea acest du-te vino al lui Evanghel la mănăstiri. Dar la sfârșitul vieții lui, s-a învrednicit să devină el însuși monah la Catunachia, lângă fiul său. Mama lui avea o inimă milostivă, plină de iubire și sentimente bune pentru copiii ei, dar și pentru toată lumea. Un suflet cu o mare răbdare și stăruință. A reușit să conviețuiască cu bătrânul preot Nichita, socrul ei, și să-l îngrijească. Dintre toate rudele aflate lângă patul lui de moarte, numai ea s-a învrednicit să ia binecuvântarea lui. Într-adevăr, pe jumătate paralizat, a chemat-o lângă el printr-un semn căci nu putea să vorbească, i-a strâns mâna și i-a arătat emoționat cerul cu degetul. Atâția ani nu a binecuvântat-o, acum însă a primit binecuvântarea lui, una și bună. A fost o femeie cu mână largă, care dădea multă milostenie. Unii oameni săraci mergeau în repetate rânduri și îi cereau ajutor, lucru care îl făcea pe bărbatul ei să ia la zor, spunându-le: binecuvântatule, și ieri ai venit, haide, pleacă de aici. Încuvințându-l, Victoria spunea săracului: bine îți spune domnul Ioan, și în același timp îi punea pe ascuns ceva în mână. Ani de zile s-a rugat maicii domnului. Nepoții ei o auzeau mereu șoptind ceva și în cele din urmă, trăgând cu urechea, a auzit-o spunând: Maica Domnului, eu sunt o femeie păcătoasă, dar dacă vrei, te rog, fă-mă monahie. Și într-adevăr, Maica Domnului a învrednicit-o schimei îngerești cu puțin înainte de a muri. Încărcat cu toate aceste provizii duhovnicești și intelectuale, după terminarea gimnaziului, Evanghel a pornit să-și găsească un rost în viață. Dar peste tot a întâmpinat piedici de neîntrecut. La început, a dat examene pentru a deveni poștaș, dar se pare că era nevoie de o persoană care să-l ajute, pe care nu o găsea și de aceea nu a reușit. Despre lucrul acesta, a făcut o însemnare pe spatele unei fotografii de-a lui, pe care a trimis-o în acel timp fratelui său mai mare. Candidat la școala TTT, Evanghel Ioan Papa Nichita, 18 ani. Amărăciuni, suferințe, supărări. Nereușită. 25-10-30. Mai târziu a încercat să intre la jandarmerie, dar i-au comunicat că în acei ani nu primea pe nimeni. În cele din urmă s-a pregătit și a dat examene la școala de ofițeri. După examenele medicale, doctorii au scris pe foaia lui medicală: palpitații, inapt. Vedea pe prietenii și colegii lui de la gimnaziu că avansau, iar el rămânea pe loc. Găsea munci sezoniere, dar a început să se simtă ca o povară pentru familia lui. A hotărât în cele din urmă să se prezinte la recrutare, pentru a îndeplini cel puțin această datorie. Însă nici acolo nu a fost admis. Ulcerațiile, care apăruseră pe piciorul lui din cauza alergiei, i-au obligat pe medicii militari să-i dea o amânare de 2 ani. Diagnosticul lui a fost ulcerație ușoară, curabil în timp. După toate acestea, Evanghel s-a încredințat că Dumnezeu voia că el să apuce drumul spre Sfântul Munte. Mama lui, Victoria, a văzut în vis un bătrânel cuvios care spunea: acolo unde merge acum fiul tău, va reuși. Și într-adevăr, pe 14 septembrie 1933, Evanghel Papa Nichita a fost de praznicul Sfintei Cruci în pustia Catunachia. Capitolul 2. La pustia Catunachia. Locul Isihast. Locul prăpăstios de la Catunachia, un masiv stâncos, cu deschidere la Marea Egee, se află în partea de sud-vest a peninsulei Sfântului Munte. Imensa tăietură, care despică vertical trupul Sfântului Munte, începe de la mare și ajunge până la rădăcinile ultimului vârf al Atonului. Răspândite în sânurile ei, cele 14 căsuțe pusnicești sunt agățate de stânci abrupte și inaccesibile, ca niște cuiburi îndrăznese de vulturi pe care abia le rezerești de pe mare. Prin anii 1930, pentru a ajunge cineva aici, trebuia să se îmbarce din Dafni, portul Sfântului Munte, într-o barcă mare cu vâsle și cu multă răbdare să treacă pe lângă mănăstirile și schiturile de pe partea sudică. La Catunachia nu exista port. O piatră mare slujea drept de barcader atunci când marea era liniștită. Altfel, închinătorul trebuia să vină pe jos de la Sfânta Ana, aflată la o distanță de 3 ori mai mare. Drumul ce lega colibele între ele, o cărare îngustă pe care adesea doi oameni nu puteau trece unul pe lângă celălalt, șerpuia printre stânci, povârnișuri, măslini, arbuști, terase. Într-un loc,
era săpată în pământul povârnișului. În altă parte, era clădită cu pietre ca un zid lung și îngust. Altundeva, o forma cursul instabil al apei de ploaie. Pe cărarea îngustă cu mici cotituri, nevăzută, care părea nefăcută de mână, călugării urcau pe coasta abruptă cu multă osteneală și sudoare, cu răbdare și stăruință pas cu pas, iar fiecare pas o boabă de metanii, fiecare boabă o rugăciune, fiecare rugăciune o răsuflare caldă, gâfâită și cu fiecare răsuflare era mai aproape de sihăstrie, traista grea și plină dusă în spate. Era plină cu cele necesare vieții de fiecare zi și de multe ori cu materiale de construcții, ciment, nisip, lemne și altele. Căsuțele a acestei laturi erau mici, sihăstrești, ca niște trupuri nestricăcioase de morți, cu capul, adică biserica, spre răsărit, iar cu picioarele, adică chiliile, spre apus, de peste tot auzindu-se psalmodiile și rugăciunile monahilor și răspândindu-se mireasmă de tămâie. Se spune, ne povestea starețul, că mai de mult s-au stabilit în latura Catunachiei vreo 100 de părinți care veniseră din Palestina și Egipt, fiind alungați de năvălirile arabilor. În acele zone, cu climă uscată, trăiau cu pâine, apă și sare. Fiind foarte înfrânați, au vrut să continue același regim și în Sfântul Munte, însă nu au rezistat. Umezeala, vânturile reci și alte greutăți i-au silit pe aghioriți de la bun început să folosească ulei, brânză, pește, iar cei bătrâni și puțin vin. Dar pentru că acei monahi nu au vrut să-și schimbe rânduiala, în 2-3 ani au murit toți. Și astfel au rămas cătunele lor și de aceea locul s-a numit Catunachia. Se pare că de atunci au început să apară primele colibe la Catunachia pe povărnișurile abrupte ale Văgăunii. Erau într-adevăr colibe fără valoare arhitecturală și găzduiau unul sau doi monahi. După mutarea la domnul a acelor monahi, ele s-au distrus căzând victime ale condițiilor aspre de climă. Au mai rămas până astăzi câteva peșteri care adăposteau pe acei nevoitori nomazi ai vieții ascetice. Căsuțele temeinic construite și paraclisele care există încă astăzi au început să fie construite pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Așadar, viața monahilor de aici, organizată în obști mai mici sau mai mari, nu are o istorie mai veche de 100 de ani. Cu toate acestea, Catunachia din totdeauna a fost stup duhovnicesc plin de viață. La înălțimea de 250 de metri de la nivelul mării, în cel mai adânc punct al Văgăunii, pe jumătate ascuns între stânci, se află chilia Sfântul Efrem Sirul. Biserica cu cele 14 străni ale ei, spațioasă pentru Catunachia, se află la etaj, ca un cap al întregii clădiri. Urmează către apus două camere mici cu coridor interior și o ultimă încăpere mai mare, care era folosită drept croitorie, iar acum folosește ca arhondaric. Sub aceasta, la parter se găsește bucătăria, care are aceeași mărime. Sub bucătărie există un mic beci cu intrarea în partea de sus, folosit ca răcitor, adică frigider natural. În continuarea bucătăriei, spre răsărit, se află două camere mici în partea de sus, iar sub biserică o magazie încăpătoare. Ușile sunt scunde și înguste, trebuie să te apleci ca să treci. În chiliuțele cu tavane joase, abia încap un pat îngust de lemn și alături un dulăpior pentru haine. Aceste încăperi, care sunt despărțite de un mic coridor, par a fi niște cutii mari, niște peșteri mici, niște acoperiminte pentru trup sau mai bine zis pentru suflet, care încearcă astfel să se adune în rugăciune. Numai fereastra, cam mică și aceasta, este deschisă către lumina de miază zi, către mare și puțin către cer. În jurul casei se găsesc mici terase cu pământ transportat din altă parte. În mijlocul celei mai mari terase se află un smochin mare, ale cărui roade proaspete sau uscate constituie mângâierea puținilor închinători și a monahilor istoviți de post. Spuneau mai târziu bătrânii, când a venit rahatul la Catunachia, s-a urcat smochinul și clătinau capul cu înțeles. În Sfântul Munte este o tradiție ca vizitatorii să fie serviți cu rahat și apă. Stareții. Primul ctitor al chiliei Sfântul Efrem a fost bătrânul Longin. Acesta fusese monah în mănăstirea Xenofont și capitan pe corabia mănăstirii. Odată, așa cum plutea cu corabia, a observat că o oarecare piedică oprește vasul. Când s-a plecat peste proră să vadă ce se întâmplă, a văzut o icoană a Maicii Domnului numită Împărăteasa Îngerilor, lipită de corabie. Atunci când s-a stabilit la Catunachia,
a adus-o împreună cu el, pentru binecuvântare și ocrotire. Aici, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, a zidit o mică chilioară. Mai târziu a venit lângă el părintele Efrem, un tânăr întreprinzător și harnic. Acesta și-a părăsit locul de naștere, Tiva, și s-a dăruit nevoinței monahale și construirii bisericii și chiliei de mai târziu. El este ctitorul principal al chiliei Sfântul Efrem. Lângă bătrânul Efrem au venit monahii Nichifor, mai târziu ieromonah, din Tiva, Longin, mai tânăr, care era de neam vlah, și Procopie din Tiva. Monahul Longin, în scurt timp, a fost chemat de Dumnezeu. S-a îmbolnăvit de tuberculoză și a murit. L-a luat Domnul pentru că l-a iubit, fiind într-adevăr un monah al ascultării, al dragostei și al virtuții. Lupta începătorului. În 1933, când a venit starețul, l-a găsit pe bătrânul Efrem la o vârstă înaintată, peste 80 de ani, iar pe ieromonahul Nichifor și pe părintele Procopie de vârstă mijlocie. Îi cunoștea deja din Tiva, unde se legase duhovnicește de ei și de aceea a venit în noaptea lor. Bătrânul Efrem era un bun monah, dar tare la cerbice. Tânărul Evanghel, cultivat și obișnuit cu dragostea familiei, a întâmpinat la început greutăți în supunerea față de starțul său. Părintele Efrem își amintește că mult îl odihnea starțului atunci când îi mărturisea gândurile, deși la treburile zilnice era aspru și pretențios peste măsură. Nu știi să frămânți? Nu știi să frămânți?" întreba bătrânul foarte indignat. Bre, acesta mă va îngriji pe mine?" bombănea vrând să-l pună la încercare. Și de ce a venit aici?" continua rănind încă și mai mult egoismul tânărului. Mă iertați," șoptea smerit Evanghel, voi încerca să învăț." Ce să fac eu cu studiile tale?" i-a făcut altădată observație cu o privire încruntată, atingând coarda sensibilă a inimii ucenicului. Făceam răbdare," spunea mai târziu starețul, dar câteodată mă lupta gândul să-i o trântesc și eu. Eu am terminat gimnaziul, nu sunt buștean necioplit cu asfinția ta." Însă mă abțineam și nu vorbeam. Altădată, bătrânul schimba tactica și spunea: "Bre, acesta cu studiile pe care le are, dacă intră în bibliotecă, e vai de noi." Și se fălea cu educația ucenicului său. Starețul întotdeauna râdea atunci când își amintea de o gafa lui pe care o făcuse ca începător. Odată la vecernia din ajunul Sfinților 40 de mucenici, bătrânul i-a cerut lui Evanghel să se uite în minei și să-i spună ce trebuie să cânte. Iar el a spus: "Răb ac de ai." Atunci bătrânul Efrem i-a strigat cu mânie: "Ce răb ac de ai îmi spui? Deschideți ochii și vezi ce scrie în carte." Și într-adevăr, în minei scria: "Răb ac de ai." Dar aceasta era scrierea prescurtată a stihirei, răbdând acestea de aici. Pe cât se mânia atunci bătrânul Efrem, pe atât se amuza acum starețul Efrem, povestind în mod foarte expresiv întâmplarea. Bătrânul Efrem îl învățase pe Evanghel că trebuie să facă 3 plecăciuni către cei din biserică, precum fac toți monahii după închinarea la icoane. Însă la prima sfântă liturghie, văzând pe fratele dinaintea lui că face metanii, Evanghel a făcut și el la fel. Astfel, pe bună dreptate, a atras asupra sa observația mustrătoare a starțului său: "Cum ai îndrăznit să imiți pe fratele străin și să nu-l asculți pe starțul tău?" Astfel, învățând și răbdând, ascultând, luptându-se cu greutățile exterioare și lăuntrice, și-a început viața monahicească. De altfel, toți începătorii au lupta lor. Cândva îl lupta gândul să meargă să o vadă pe iubita lui mamă. Inima îi spunea: "Să o văd pe mama și după aceea pot să mor." Atunci a mers în biserică, s-a așezat în fața icoanei Maicii Domnului din catapeteasmă, numită Stăpâna Îngerilor, și a spus: "Maica Domnului, de când am venit în Sfântul Munte, pe tine te am de mamă." Și îndată a fost izgonit din inima lui gândul care îl lupta. Altădată a mers cu părintele Nichifor pentru niște treburi la Sfânta Ana. Crezând că la întoarcere nu vor mai apuca masa de seară, Evanghel a mâncat câteva smochine în plus. Însă întorcându-se la Catunachia, au ajuns chiar în timpul mesei și au mâncat din nou. Dar conștiința nevoitorului Evanghel nu s-a odihnit până ce nu și-a băgat degetul în gât și a vomat tot ce a mâncat. Apoi a spus toate acestea bătrânului Efrem. În acea vreme, posteau cu toți în fiecare zi până la ceasul al 9-lea, adică ora 3 după amiază. Lui Evanghel, ca începător, îi era greu să rămână toată ziua nemâncat, dar se sfia să ceară ceva de mâncare. Pe de altă parte, destul de des mergea la Sfânta Ana pentru a aduce legume și pentru a macina grâul. Mergea și la mănăstirea Sfântul Pavel,
pentru a duce haine pentru monahii de acolo, deoarece în acei ani lucrul lor de mână era croitoria. Fiind de neînvățat cu ostănelile trupești, era în primejdie să facă hernie, dar a rugat-o pe Sfânta Parascheva, care l-a încredințat în timpul somnului că nu are nimic. Însă l-a ajutat și fericitul stareț al mănăstirii Sfântul Pavel, părintele Serafim, dându-i o cingătoare pentru hernie, pe care, chiar fără o deosebită nevoie, a purtat-o până la sfârșitul său. Din această perioadă, în care mergea la mănăstirea Sfântul Pavel, ne-a rămas și o scurtă istorioară despre puterea pe care o are cuvântul iertați. De fiecare dată când mergea la Sfântul Pavel, trecea pe lângă grădina mănăstirii, iar grădinarul îl încărca cu diferite legume și zarzavaturi pentru bătrânii de la Catonachia. Egumenul, părintele Serafim, îi atrăgea mereu atenția. Fiul meu, cu părintele Benedict, grădinarul, să nu ai prea multe legături, pentru că este un om puțin dificil. Odată grădinarul i-a dat o pereche de pantaloni ca să-i crâpească. Când i-a adus înapoi cusuți, i-a lăsat împreună cu celelalte haine la egumen. Trecând pe la grădină, ca de obicei, părintele Benedict l-a văzut și l-a chemat la el. Unde sunt pantalonii? L-a întrebat poruncitor pe tânărul catunachiot, care stătea uimit în capătul micii scări de piatră care cobora în grădină. I-am lăsat la egumen, a răspuns el, puțin deranjat de tonul grădinarului. Bre, egumenul ți-a dat? A izbucnit cu mânie acela. Obosit fiind de pe drum, tânărul nu s-a putut abține, ci a răspuns pe același ton ca un adevărat arvanit. Notă, arvanit, grec ortodox care vorbește limba albaneză datorită împrejurărilor istorice. Bine, dar egumenul este atât de departe ca să iei de la el? Dacă ai fost un om mărinimos, a continuat el aruncând ulei pe foc, mi-ai fi mulțumit pentru că ți-am cârpit și mi-ai fi dat și ceva din grădină să merg la treaba mea. Atunci grădinarul s-a plecat mânios și căuta pietre ca să-l lovească pe tânărul cel îndrăzneț. Însă Evanghel, fiind luminat de Dumnezeu, i-a făcut metanie și a strigat: iertați-mă, am greșit, părinte. Să fi văzut ce s-a întâmplat atunci, povestea starețul, minunându-se de puterea cuvântului iertați. Grădinarul s-a ridicat în picioare și, dezarmat și îmblânzit de smerenia tânărului, a spus: ce să-ți mai fac acum? Ce să-ți mai fac acum? Iertați-mă, a repetat tânărul, ca om mi-a scăpat și mie un cuvânt nepotrivit. Iertați-mă. Haide, Dumnezeu să te ierte, a spus fără mânie grădinarul, și de atunci înainte îl încărca cu de toate întotdeauna când trecea pe acolo. Însă vrăjmașul nu a încetat să-l lupte pe tânărul începător, arătându-i ca fiind prea mari greutățile vieții monahale și ștergându-i din minte binecuvântările ei. Astfel, unele mici ciudățenii ale bătrânilor îl sminteau și îl chinuiau sufletește, născându-i dorința de a pleca de la Catonachia. Spunea că 5 ani l-a luptat acest gând. Odată, pe când stătea mâhnit în spatele colibei, un monah ce trecea pe acolo l-a întrebat de ce este supărat. Uite, sunt întristat din pricina situației de aici, a răspuns Evanghel. Scot fum și alte sobe în Sfântul Munte, i-a răspuns monahul. Dacă este așa, părinte, atunci voi rămâne până la sfârșit aici, unde m-a dus Maica Domnului. Și astfel, cu ajutorul Maicii Domnului, a reușit să-și țină făgăduința. Bătrâneii erau oameni simpli, însă tânărul Evanghel, cu râvna tinereții lui și cu studiile gimnaziale pe care le avea, năzuia spre ceva mai înalt. Pe spatele ușii chiliei sale a schițat cu creionul un mormânt și câteva cuvinte caracteristice: ascultare, răbdare, rugăciune și altele. Fiecare ceas al zilei și fiecare loc din casă își aveau rugăciunile lor, de obicei tropare ale sfinților. Astfel, încerca să-și aibă continuu mintea ocupată cu rugăciunea. Mai apoi la aceasta a adăugat și umilința. Întotdeauna, fără a se face simțit, fie la slujbe, fie la rucodelie, fie în altă parte, se silea spre umilință. Mai târziu spunea: ajunsesem să plâng când voiam și cât voiam. Odată, în timp ce un alt frate citea în biserică, iar eu eram cuprins de umilință, mi-am văzut sufletul, ieșind în fața sâncilor și chemând toată zidirea să slăvească pe Dumnezeu. Ce se întâmplă acum? Pe cine se întreb? Se gândea el. Mai târziu a fost învățat de bătrânul Iosif să se nevoiască cu rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! După ce au trecut 6 luni de la venirea lui, bătrânul Efrem l-a trimis pe Evanghel împreună cu părintele Procopie la Mare Lavră, de care aparține chilia Sfântul Efrem, precum și toată regiunea Catonachia. Fusese trimis să pună metanie starețului mănăstirii și să ia binecuvântare de la el pentru a fi făcut monah.
De regulă, un frate începător poate deveni monah după ce este încercat timp de un an. Mănăstirea a făcut un pogărământ și a dat binecuvântare, însă l-a sfătuit pe bătrân să nu-l facă schimonah, ci numai rasofor. Astfel, în 1934, în duminica a patra apostolului mare, a Sfântului Ioan Scărarul, Evanghel a fost tuns rasofor cu numele de Longhin. Bătrânul Efrem era deja bolnav de o puternică răceală care a evoluat într-o dublă pneumonie. Doctorul era inexistent în acea perioadă între stâncile Catunachiei. Astfel, la două zile după tundere, bătrânul a cedat în fața bolii și a plecat la Domnul. Noul stareț al chiliei a devenit ieromonahul Nichifor, care la prăznuirea Sfântului Efrem, pe 28 ianuarie 1935, l-a tuns schimonah pe rasoforul Longhin și l-a numit Efrem, dându-i numele celui ce adormise cu câteva luni în urmă. Cu părintele Nichifor, starețul lui, părintele Efrem a trăit până în septembrie 1973. Văzând ascultarea, nevoința și smerenia monahului Efrem, părintele Nichifor a hotărât să-l hirotonească diacon, pentru a-l avea ca ajutor la sfintele slujbe. În vara anului 1936, atunci când după obiceiul său a coborât în Tiva, l-a luat cu el și pe tânărul monah. Părintele Efrem a fost hirotonit diacon de către episcopul German al Cicladelor, care văzându-l pe tânărul monah înalt, serios și cuvios, a insistat să-l hirotonească și preot, în ciuda vârstei sale tinere. Și astfel, pe 20 august 1936, părintele Efrem a devenit ieromonah. Capitolul 3. Cu bătrânul Iosif Isihastul. Bătrânul Iosif. În primii lui ani de viață monahală, înainte de a deveni preot, urca uneori cu starețul său, părintele Nichifor, pentru a sluji Sfânta Liturghie la chilia bătrânului Iosif, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, de la schitul Sfântul Vasile. Și astfel l-a cunoscut pe bătrânul Iosif. Părintele Efrem, încă de tânăr, a fost un monah tăcut, gânditor și sfios. Odată, bătrânul Iosif a întrebat: "Face ascultare, Efrem?" "Face, face, părinte," a răspuns părintele Nichifor. În acea clipă, mi-a venit să cad înaintea bătrânului Iosif și să-i sărut picioarele, pentru că în sfârșit auzisem și eu un cuvânt duhovnicesc. Căci, precum spunea starețul mai târziu, nimeni nu-l întreba pe starețul meu ceva duhovnicesc despre mine, ci numai: "Este deștept tânărul monah? Este harnic? Deprinde lucrul de mână?" Bătrânul Iosif, ca mirean Francisc Cotis, s-a născut în satul Lefkis, din insula Paros, cu puțin înainte de începutul secolului 20. Învățătoarea lui la școală primară a fost mama episcopului Augustin Cantiotis, care era consăteană cu el. Încă de tânăr, a plecat în Atena, unde lucra uneori ca bucătar la conacele boierești. Acolo a învățat să gătească, alteori ca mic negustor sau vânzător de bilete de tramvai. Starțul povestea că tânărul Francisc era atât de corect încât rupea biletele pe care călătorii grăbiți nu le luau, deși le plăteau. Cu toate acestea, întotdeauna îi ieșeau bani mai mulți. Avea un caracter neînfricat și o inimă de leu. Era irascibil, dar și ager. Petrecerea lui în Atena l-a învățat ce înseamnă societatea. În primii ani, când și-a început nevoința ascetică, își împărțea banii la săraci și făcea diferite nevoințe, care de multe ori erau exagerate, dar pline de har. Spunea starețul că odată, vrând să-l imite pe cuviosul David din Tesalonic, care s-a nevoit 3 ani într-un migdal, Francisc a urcat și el într-o seară într-un migdal și a început să se roage. La un moment dat, se pare că a dormit. Când s-a deșteptat, toate din jurul său erau albe și chiar el însuși era acoperit cu zăpadă. Mâinile și picioarele îi erau înghețate și înțepenite. "O, cum o să mai cobor acum?" își spunea și râdea el însuși de pățania sa. Mai târziu, în Sfântul Munte, s-a folosit de firea lui energică pentru a se nevoi până la limită pentru dobândirea virtuților monahale. Nu s-a legat de nimic, pentru a se deprinde și a se desfăta cu rugăciunea minții. Francisc a devenit monah la Cătunachia, la chilia Buna Vestire. A fost călugărit de un bătrânel bun cu numele Efrem. Când s-a cunoscut cu părintele Arsenie și s-a legat duhovnicește de el, devenind astfel pentru totdeauna împreună nevoitori, nu a lăsat necercetată nicio peșteră a Sfântului Munte și nicio nevoință, făcând totul pentru a reuși în ceea ce își doreau. Când starețul Efrem l-a cunoscut pe bătrânul Iosif, acesta încetase deja marile nevoințe și locuia la schitul Sfântul Vasile, deasupra Catunachiei, aflat la o altitudine de aproape 600 de metri. Bisericuța lor, acoperită cu tablă, era închinată Sfântului Ioan Înainte Mergătorul. Chiliuțele lor,
depărtate una de alta pentru a avea mai multă liniște, erau foarte mici, cu pereți făcuți din miliade și lut și cu acoperiș din tablă. Notă, miliade, arbust din Sfântul Munte, cu trunchiul drept și ușor, lemn mlădios. Cum să transporte materiale de construcții de pe acele stânci, îndepărtate, însingurate și abrupte? La picioarele lor, foarte jos, se afla o mică suprafață de teren pe malul mării, după care urma Aegea de o culoare albastru închis, iar mica lor sihăstrie părea a fi un cuib atârnat de cer. Bătrânul Efrem, starțul părintelui Iosif, deja adormise în domnul, iar acesta a rămas împreună cu părintele Arsenie, cu monahul Ioan și cu monahul Atanasie, care era frate după trup. Sculptau cruciulițe din lemn pe care părintele Atanasie le vindea prin Sfântul Munte, procurând cele necesare vieții. Tu mă căutai pe mine și eu pe tine. Fiind preot, starțul a primit invitația bătrânului Iosif de a sluji Sfânta Liturghie la chilia lui de la Sfântul Vasile. După Sfânta Liturghie, părintele Efrem i-a cerut bătrânului Iosif să-l primească să-și mărturisească gândurile, iar pentru aceasta au rânduit o anumită noapte. În noaptea stabilită, părintele Efrem a urcat la Sfântul Vasile. S-a așezat pe o mică terasă în afara orhondaricului și, având întinsă la picioarele lui taina naturii sălbatice de noapte, s-a rugat până la miezul nopții, așteptând ca bătrânul Iosif să-și termine rugăciunea. 5 ore întregi, spunea apoi starețul, nu au încetat deloc lacrimile să curgă din ochii mei. În același timp, bătrânul Iosif se gândea în sine, fiind apăsat de gânduri de dezamăgire. Oare de ce vreau să mă ocup de părintele Efrem? Și acesta trebuie să fie ca și ceilalți. În cele din urmă, l-a trimis pe părintele Atanasie, fratele lui, să-l cheme. Starețul i-a mărturisit 3 stări duhovnicești înalte pe care le trăise. Când a terminat, bătrânul Iosif i-a spus satisfăcut, tu mă căutai pe mine și eu pe tine. Și din acea clipă a început istoria unei adânci legături duhovnicești. De aici înainte, părintele Efrem avea să-l numească pe bătrânul Iosif starețul său. Adeseori mărturisea, nu am iubit și nu m-am temut atât de mult de niciun alt om pe lume. Și astfel a început să urce regulat la Sfântul Vasile pentru a sluji Sfânta Liturghie acolo. În fiecare marți, joi, sâmbătă și duminică, pe la miezul nopții își agăța la centură un mic felinar cu ulei, își lua toiagul în mâna dreaptă și metanile în cea stângă și urca timp de o jumătate de oră până la Sfântul Vasile. A renunțat la rugăciunile pe care le rostea înainte pentru a se afla într-o continuă trăzvie duhovnicească și a început să se ocupe cu rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Cu această rugăciune făcea toate slujbele, așa cum îl învățase dascălul, așa îl numeau toți pe bătrânul Iosif, din respect și prețuire. În privința aceasta, părintele Nichifor nu se împotrivea deloc, ci de bună voie îl trimitea la dascăl. Programul bătrânului Iosif era următorul. Mâncau la ceasul al 9-lea și dormeau 3 ore, până la apusul soarelui. Apoi, după ce luau o cafea, își începeau privegherea cu rugăciunea lui Iisus, care ținea până la miezul nopții. La miezul nopții, începeau Sfânta Liturghie în bisericuță. Cât de pline de har erau acele Sfinte Liturghii, cât de mult se înduioșa starțul atunci când și le amintea. După Sfânta Liturghie, se odihneau până se lumina de ziua, când începeau lucrul de mână pentru a-și agonisi cele necesare traiului. Bătrânul Iosif ținea la acest tipic ca la ochii din cap. Nu accepta schimbarea lui cu nimic, deoarece ar fi pricinuit schimbare și în rugăciune. După masă, închidea poarta și nu mai primea niciun vizitator. Trebuia să se odihnească pentru privegherea de noapte. Unui musafir întârziat i-a strigat, și înger de-ai fi, la această oră nu te primesc. Spunea starețul, 2 luni am stat lângă bătrânul Iosif și am aflat harul. Într-o noapte mă rugam în picioare în chilia mea. La un moment dat, peretele din față s-a deschis și am văzut 3 persoane care se apropiau de mine. Atunci sufletul meu și-a deschis brațele și a îmbrățișat pe cel din mijloc. Simțul meu duhovnicesc mă încredința că acea persoană era Hristos, însoțit de 2 îngeri. De îndată ce mi-am revenit, am luat felinarul și în miezul nopții am pornit spre Sfântul Vasile. Pe drum m-au înconjurat demonii și m-a cuprins frica și groaza. Gâfâind de osteneală, am ajuns în cele din urmă la Sfântul Vasile și am spus părintelui Atanasie, înștiințează-l pe stareț că vreau să-i vorbesc neapărat. Acela m-a primit imediat și după ce m-am așezat m-a întrebat, ce ai?
Așteptați puțin, părinte, să-mi revin și vă voi spune. Apoi am povestit ce mi s-a întâmplat. Atunci starețul s-a ridicat, m-a îmbrățișat și plin de bucurie mi-a spus: aceasta, fiul meu, este prima treaptă. Acesta este harul. De acum înainte te așteaptă altă îmbrăcăminte duhovnicească, alte orizonturi, altă hrană duhovnicească, altă rugăciune. Mulți monahi așteaptă aceasta ani de zile, dar puține o gustă, iar ție atât de repede ți-a dăruit-o Dumnezeu. Altădată, când a urcat din nou la Sfântul Vasile pentru a-l vizita pe bătrânul Iosif, l-a aflat într-o stare de rugăciune plină de har. Acela i-a strâns capul la piept și a continuat să se roage. Astfel obișnuia bătrânul Iosif să se roage pentru fiii lui duhovnicești. Se găsea parcă în extaz. Părinte, covrigii numai tu îi vei mânca? A șoptit părintele Efrem, dorind să guste din toate cele cu care se desfăta sufletul bătrânului Iosif. Dar a simțit un imbolt să păstreze tăcerea în acele momente când starețul îl strângea ușor la piept. După puțin timp, bătrânul Iosif și-a revenit, a întrerupt rugăciunea, a suspinat dulce și a spus: fiul meu, tu nu ai numai curăție sufletească, ci chiar neprihănire. Aceasta o văzuse în rugăciunea lui. Ascultare. Părintele Efrem s-a predat cu toată inima ascultării față de bătrânul Iosif și primea cu bucurie povățuirea lui. Îi descoperea gândurile și starea lui duhovnicească cu acrivie. Cu ușurință urca și cobora la Sfântul Vasile, iar după 1938 la peșterile de la Sfânta Ana Mică, unde se mutase bătrânul Iosif pentru a sluji Sfânta Liturghie și pentru a-l împărtăși. Dar făcea și alte osteneli în semn de recunoștință. Astfel, atunci când bătrânul Iosif a părăsit schitul Sfântul Vasile și a coborât la Sfânta Ana Mică, a început să zidească o colibă și o bisericuță în interiorul unei stânci, folosind ca materiale de construcție lemn, miliade și cărămizi făcute din pământ roșu. Părintele Efrem încărca pământ roșu de la Carolia în fiecare luni și îl ducea la Sfânta Ana Mică, unde părintele Arsenie făcea cărămizile. Pentru a fi liber de obligațiile lui de la chilia Sfântului Efrem, unde bătrânul Procopie sculpta peceți, avea grijă să scoată la strung un număr dublu de peceți. Astfel și bătrânul Procopie avea în fiecare zi peceți pregătite pentru sculptat și bătrânul Arsenie destul pământ roșu pentru cărămizi. Dragostea și ascultarea îl ajutau să lucreze îndoit. Invoca adeseori rugăciunea bătrânului Iosif și învăța pe toți să invoce rugăciunea starțului lor. Mai târziu, un frate i-a scris: ce taină nepovestită este aceasta, cinstitul meu părinte, ce legătură sfântă leagă ucenicul de starțul său. Dumnezeul, părintele meu Iosif, mi-a spus și simțeam aceste cuvinte mai dulci decât toate desfătările acestei lumi. Odată ningea și sufla un vânt rece de la nord. Trebuia să meargă la Sfânta Ana Mică să slujească Sfânta Liturghie. Pe Valea Catunachiei coborau niște curențe reci care îți intrau ca niște cuie în trup. Părintele Efrem s-a înfășurat în rasa lui subțire și a pornit hotărât. Primul obstacol de trecut era urcușul abrupt al Catunachiei cu aerul înghețat, care parcă găurea până în adâncurile lor plămânii înfierbântați. Apoi urma porțiunea dreaptă pe care o bătea zăpada și obiciuia crivățul. Părintele Efrem înghețase de frig și nu mai putea răbda. S-a întors și a coborât în fugă pe cărarea care ducea spre casă. A intrat în bucătărie și a căzut pe jumătate leșinat. Părintele Procopie a lăsat rucodelia și s-a îngrijit să-l facă să-și revină. După câteva zile a spus acestea bătrânului Iosif. Acela însă nu l-a lingușit deloc, ci a spus: părinte, dacă te-ai fi silit mai mult, te-ar fi ajutat Dumnezeu și ai fi venit. Legătura lor duhovnicească era atât de adâncă și puternică, iar starea duhovnicească a bătrânului Iosif atât de înaltă, încât Dumnezeu pecetuia cuvântul lui. De fiecare dată când părintele Efrem se întorcea la Catunachia, îi săruta mâna bătrânului Iosif și îi cerea binecuvântarea. Mergi, îi spunea acela din toată inima lui și cu tâlc, mergi și vei vedea. Mă îmbogățeam în rugăciune și har, își amintea părintele Efrem cu nespusă bucurie. Hai, merge acum, îi spunea bătrânul Iosif cu asprime atunci când îl întristea cu ceva. Uscăciune, părăsire simțeam atunci, își amintea și mărturisea cu amărăciune părintele Efrem. Atunci când bătrânul Iosif cu obștea lui au vrut să părăsească gruparea mateiților și să treacă la floriniști, a fost nevoit să redacteze un document. Pe când se afla la treburile zinice, la Catunachia, părintele Efrem gândea că trebuia schimbată o oarecare expresie din document, pentru că îi se părea că nu este corectă așa cum o scrisese bătrânul Iosif. După câteva zile, a mers și a slujit Sfânta Liturghie.
După Sfânta Liturghie, bătrânul Iosif i-a spus: Părinte, ai grijă că un oarecare gând te desparte de mine. Părintele Efrem s-a mirat când a auzit aceste cuvinte, dar nu-și putea aminti cu ce anume greșise. Scormonindu-și memoria, și-a amintit în cele din urmă și s-a minunat de strevederea bătrânului. Altădată, părintele Efrem l-a amărât, ca un om, cu ceva pe bătrânul Iosif. A cerut iertare, dar bătrânul nu s-a înnuiat. Pleacă, i-a spus, și să nu vii până ce nu te-ai trimit eu să te cheme. Au trecut zile întregi, care i s-au părut ca o moarte duhovnicească. În cele din urmă, l-a trimis pe părintele Atanasie ca să-l cheme. În timpul Sfintei Liturghii, harul l-a umplit din nou, după atâtea zile, și s-a bucurat. După Sfânta Liturghie, când părintele Efrem i-a mărturisit bătrânului Iosif despre aceasta, acela i-a spus cu dulcele său glas părintesc: Bine, fiul meu, n-ai înțeles că te-am îmbrățișat și sărutat în duh? Odată, pe când liturghisea, la ecfonisul binecuvântării pace tuturor, s-a gândit mirat: Bine, dar eu primesc har de la stareț, cum să-l binecuvântez eu acum? Eu binecuvântez, a auzit o voce din epitrahilul său, și a înțeles că Sfântul Duh este cel care binecuvintează prin liturghisitor. Ioanichie. Bătrânul Iosif se bucura pentru starea plină de har a părintelui Efrem și spunea: Eu l-am făcut astfel. În același timp însă îi stimula duhul de nevoință în multe feluri, dar mai ales atunci când îi amintea: Te așteaptă Ioanichie. Monahul Ioanichie trăise la Sfânta Ana, fiind de aceeași vârstă cu părintele Efrem. Era un om de talie înaltă, bine legat. Era un adevărat lucrător al ascultării. L-a cunoscut pe bătrânul Iosif și a devenit ucenicul lui. Atât de mult s-a atașat de el, încât spunea: Părinte, eu pe Dumnezeu nu l-am văzut, ci pe sfinția ta. A trecut câtva timp și bătrânul Iosif a avut un vis. A văzut că mergea pe un drum către un oraș, iar înainte de a intra în oraș, a văzut o căsuță frumoasă. Atunci când a întrebat a cui este această minunată căsuță, a auzit o voce spunându-i: Această căsuță a fost a ta, dar a fost dăruită lui Ioanichie. Din această vedenie, bătrânul Iosif a înțeles că Ioanichie sau va afla harul, sau va muri. Într-adevăr, după puțin timp, acest om robust s-a îmbolnăvit de tuberculoză galopantă și în scurt timp a fost doborât de această boală și a murit. În ultimele clipe ale vieții lui, bătrânul Iosif îl mângâia în durerile înfricoșătoare pe care le avea, spunându-i să facă răbdare ca să-i fie și mai luminoasă cununa pe care o va lua de la Hristos. La un moment dat, monahul care îl slujea l-a văzut tulburat. Când a întrebat care este pricina, bolnavul i-a cerut să izgonească femeia care se află în chilie. Dar îndată s-a liniștit spunând: Lăsați-o, lăsați-o, este Maica Domnului. Atunci monahul l-a întrebat: Și cum ai înțeles, părinte Ioanichie, că este Maica Domnului? Iar Ioanichie a răspuns: I-am spus să rostească troparul Născătoare de Dumnezeu, iar el a spus tot. Apoi am întrebat-o când mă va lua Dumnezeu și mi-a răspuns: Când va voi acela. Și îndată după aceea și-a dat sufletul. Bătrânul Iosif îi spunea adeseori părintelui Efrem cel despre Ioanichie, îndemnându-l astfel la nevoință și spunând: Nevoiește-te, părinte Efrem, Ioanichie te așteaptă. Întotdeauna părintele Efrem ne vorbea cu admirație despre Ioanichie. Stările de har. Bătrânul Iosif îi arăta întotdeauna bunăvoință părintelui Efrem. Îl sfătuia, îl sprijinea cu fapta și cu cuvântul, îl liniștea cu prezența lui plină de har, dar niciodată nu-i arăta drumul duhovnicesc al sufletului său, ci îi spunea: Înaintează și eu te voi supraveghea și voi lua aminte la tine. Cu lacrimi ai aflat harul, cu lacrimi continuă. Bătrânul Iosif, ca un lucrător iscusit al rugăciunii minții ce era, nu explica în amănunțime părintelui Efrem cum să lucreze rugăciunea minții, deoarece îl vedea pe ucenicul său foarte înaintat în har. Despre aceasta, părintele Efrem spunea că nu a ajuns la măsura rugăciunii bătrânului Iosif, deși avusese câteva experiențe înalte de rugăciune. Potrivit rânduielii așezate de bătrânul Iosif, monahii începeau privegherea cu metanile cam pe la orele după amiezii, cu puțin înainte de apusul soarelui. Odată se afla acolo și părintele Efrem. În timpul când își făcea canonul, s-a întâmplat să se audă diferite zgomote de la lucrările pe care le făceau părinții de la Sfânta Ana, care erau aproape. În încercarea lui de a se aduna și a evita răspândirea minții produse de zgomote, starețul, precum spunea, a simțit că mintea i-a coborât în inimă și astfel și-a putut continua canonul nerăspândit. Când a terminat canonul și și-a revenit, a auzit din nou aceleași zgomote. Și astfel a învățat din lucrare
ce înseamnă rugăciunea minții. La scurt timp după aceea, părintele Efrem a început să trăiască stări duhovnicești înalte. Harul lui Dumnezeu îl acoperea din belșug și necontenit îl urca acolo unde numai cei ce au gustat pot să înțeleagă. Gustați și vedeți că bun este Domnul, spune Psalmul 33:9. Bătrânul Iosif îi spunea adeseori: Fiul meu, așa cum înaintai tu și singur puteai afla harul, dar nu l-ai fi putut păstra. Altădată spunea plin de bucurie, dar și cu prudență: Alergi repede și mă tem pentru tine. Alții trăiesc o viață întreagă în asceză și nu gustă aceste stări duhovnicești. Iar ucenicul răspundea cu simplitate: Părinte, dacă Dumnezeu îmi dă să mănânc carne, eu să-i spun că vreau fasole? Duhul Sfânt nu se vede, dar harul lui se poate vedea, învăța părintele Efrem, iar aceasta o spunea deoarece în perioada în care săvârșea Sfânta Liturghie la Sfânta Ana Mică, vedea harul în chip simțit umplându-i chilia și bisericuța. Lacrimile îi curgeau pâraie și harul umplea inimile și biserica. De multe ori, pe Sfântul Disc, se arăta Dumnezeescul prunc. Odată, în timpul sfințirii cinstitelor daruri, a auzit o voce în lăuntrul său: Fiul al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Părintele Efrem era cuprins de o nestăvilită ardoare Duhului, dar dascălul său avea grijă să-l smerească spunându-i: Alergi prea repede, părinte. Însă se și bucura: Nu cred să se săvârșească nicăieri în Sfântul Munte mai bine Sfânta Liturghie. Bisericuța pusnicească din peștera de la Sfânta Ana Mică răspântește și acum bună mireasmă. În acea perioadă, într-o noapte, liniștea cea plină de taine de la Catonachia, așezat pe scăunelul său și cufundat în dulceața rugăciunii, părintele Efrem a auzit deodată cum izvorăște din sufletul lui cuvântul lui Isaia: În ce chip mirele se veselește de mireasă, așa se va veseli de tine Dumnezeul tău. Isaia 62:5. Atunci a părăsit rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pentru a striga în Duhul: Iisuse, mirele meu, miluiește-mă. În acea vreme zburam. Și într-adevăr, în visele lui vedea adeseori că zbura ca o pasăre. În ultimele zile ale vieții lui ne spunea că pe atunci eram ca un înger, încât niciun gând viclean nu putea să se apropie de mine, chiar dacă aș fi vrut. Îl alunga harul departe. În lăuntrul meu aveam o lumină. Uneori îi spuneam bătrânului Iosif în glumă: Părinte, dar de ce să mai fac slujba dacă am făcut un somn? Glasul lăuntric continua să rostească rugăciunea și în timpul somnului: Eu dorm, iar inima mea veghează. Cântarea Cântărilor 5:2. Atât de mult har al rugăciunii avea. Uneori vedea în rugăciune ceva deosebit și pentru aceasta simțea că trebuia să-i se întâmple ceva bun. Și aceasta cu mult timp înainte. Odată așteptase aproape 6 luni să se petreacă ceva. În cele din urmă, într-un moment de covârșire de har, a simțit că sufletul lui voia să iasă din trup să zboare la înălțime. S-a prins cu mâinile de obiectele din jur, s-a strâns de frică și în cele din urmă și-a revenit. Același lucru l-a simțit și în ziua următoare, dar într-o măsură mult mai mare. A încercat din nou să se stăpânească, dar nu a putut. Acum, dacă ne-am înșelat, ne-am înșelat, s-a gândit cu resemnare. Mergi unde vrei. Atunci sufletul meu s-a urcat la o înălțime de neînchipuit și a început să slăvească pe Dumnezeu. Ne spunea adânc emoționat de această amintire și de tainica trăsăltare pe care o crea. Ce am simțit nu se poate spune, continua cu vocea slăbită de entuziasm. Oare trăia cu amintirea cea de negrăit? Dar părintele Efrem a dobândit încă și mai mult prin rugăciune. Ne amintea: Cei care mă mănâncă pe mine iar vor flămânzi și cei care mă beau iar vor înseta. Înțelepciunea lui Iisus Sirah 24:23. Toată dorirea lui era pentru rugăciune. De multe ori îl vedea în vis pe împăratul Constantin, eliberatorul Macedoniei, împreună cu familia împărătească. Odată, împărăteasa, de care s-a apropiat cu mult respect, i-a oferit o bucată de ciocolată. Părintele Efrem i-a mulțumit, dar a spus că ciocolata se va termina când o va mânca. Și a continuat rugător: Rugăciune vreau să-mi dai. După care a auzit vocea binevoitoare a împărătesei spunându-i: Îți voi da, îți voi da. Astfel de vise nu le considera întâmplătoare. Ispitele. Însă, pe de altă parte, nici ispitele nu erau mici. Bătrânul Iosif învăța: Ți s-a dat o stare plină de har, în scurt timp așteaptă și ispita. Ai ispite și mâhniri, aproape este și mângâierea de la Dumnezeu. Odată, cineva i-a adusese câteva țigle pentru nevoile casei, însă erau atât de murdare
încât pretențiosul părinte Efrem a fost nemulțumit. Nu l-a jignit pe cel ce l-a adus, dar le-a luat, a mers cu ele la Carulia și de pe niște stânci joase le-a aruncat în mare. Dar toată noaptea l-au chinuit gândurile spunându-i: dacă acolo jos, unde le-ai aruncat, erau niște barcagii. Marea nu se vedea bine și se poate să fie omorât pe cineva, dacă era familist, sigur este încurși cu poliția. Dimineața a mers în grabă la bătrânul Iosif și a spus: asta și asta am pățit. Iar acela, ca un înțelept, l-a întrebat: ce stare ai avut la rugăciune în aceste zile? O stare foarte bună, părinte. Să nu așteptăm numai cele dulci, ci și pe cele amare. În timpul ocupației germane, când părintele Efrem s-a îmbolnăvit de tuberculoză, bătrânul Iosif l-a îngrijit ca un părinte. Cu alimentație consistentă, în special brânză, a reușit să se vindece. Pentru o vreme, vrăjmașul l-a băgat în ispită cu părintele Nichifor, starețul lui, încât nu se mai puteau înțelege. Era cuprins de nervozitate și, deși a încercat mult timp să-și revină, în cele din urmă a cedat. Nu se mai putea controla deloc pe sine însuși. Într-o zi, în timp ce își lucra rucodelia, simțindu-se pe sine într-o asemenea stare jalnică, a strigat către Dumnezeu, iar acesta i-a ascultat rugăciunea, trimițând o pace adâncă peste sufletul și trupul său. Nevoința rugăciunii minții avea greutățile ei. Uneori se întâmpla că, descurajat fiind din pricina acestor greutăți, să ceară de la dascul său permisiunea de a se întoarce la cititul slujbei așa cum făceau cei mai mulți monahi. Atunci și mai mult mângâierea bătrânului Iosif îl întărea, îl liniștea și îl ținea neclintit în nevoința rugăciunii minții. Odată, starețul ne-a mărturisit: la fiecare 4-5 ani, Dumnezeu îngăduie să vină peste mine un val de tristețe. Gânduri de descurajare, de deznădejde înconjoară sufletul. Atunci este nevoie de răbdare până trece valul, dar este bine ca nimeni să nu te observe. Să rămâi și în bucurie și în întristare același, liniștit și cuvincios în afară și netulburat înăuntru. M-am adăpat din destul din cele mai dulci izvoare ale raiului, dar am avut grijă să nu mă mândresc. Am băut și din apele amare ale iadului, dar am avut grijă să nu fiu înghițit de deznădejde. Într-o vreme, bătrânul Iosif a început să-i atragă atenția părintelui Efrem, spunându-i că în starea duhovnicească în care se afla atunci, trebuia să aștepte o oarecare ispită. Îl sfătuia să fie atent ca nu cumva să primească vreo imaginație demonică sau ceva asemănător. Însă eu, spunea mai târziu starețul, am pățit-o ca acel cerb care vedea cu un singur ochi și stătea lângă țărmul mării, având ochiul sănătos, ațintit către munte și pădure, de unde aștepta să vină vânătorii și nu i-a văzut că se apropiau dinspre mare cu o barcă. Și astfel l-a omorât. La fel și eu. Așteptam ispita dintr-o parte și mi-a venit dintr-alta. M-au chemat în armată. Aceasta s-a întâmplat înainte de 1940. Mănăstirea Lavra hotărâ să se șteargă pe stare din monahologiu, deoarece fusese hirotonit fără binecuvântarea ei. Aceasta era ca și cum s-ar fi înaintat actele de încorporare ale părintelui Efrem. Jandarmii de la Sfânta Ana începuseră deja să-l caute. Bătrânul Iosif l-a ținut ascuns la Sfânta Ana Mică pentru un mic timp, încercând să obțină reînscrierea lui în monahologiul Lavrei. Însă conducerea mănăstirii a rămas neînduplecată. Și astfel, însoțit de un jandarm înarmat, părintele Efrem a plecat cu barca spre Uranopolis, ca de acolo să meargă la Tesalonic. Și așa cum mergea spre Irisu, se întorcea și privea Atosul, care se pierdea în adânc și suspina zicând: Maica Domnului, nu pot să cred că vei lăsa o oiță de-a ta să fie îndepărtată de vrăjmașul din grădina ta. Și pe drum a continuat să rostească rugăciunea cu șiragul de metanii. Jandarmul, văzându-l că se roagă, i-a spus cu ironie: ei, părinte, s-a terminat de acum cu Sfântul Munte. Are grijă Maica Domnului, domnule Ioan, a răspuns părintele Efrem. Dar acela își clătina capul neîncrezător și cânta: noi pe capitan îl avem tată și într-o bună zi o să-l vedem general în cetate. Este vorba de cetatea Constantinopolului. Atunci când au ajuns la Irisu, au cumpărat 2 bilete pentru autobuz și așteptau să se urce. Însă cu câteva minute înainte de urcare, un jandarm din Irisu a ajuns în stație și, ținând în mână o telegramă pentru jandarmul Ioan, însoțitorul părintelui Efrem i-a spus: aveți ordin telegrafic să vă întoarceți imediat la Cariez cu însoțitorul dumneavoastră. Ei, domnule Ioan, ai văzut că Maica Domnului nu m-a lăsat? Am văzut, părinte, că totul este cu putință, a răspuns jandarmul înmărmurit. Și-au făcut cale întoarsă. Iată ce se întâmplase. După ce a plecat părintele Efrem, părintele Procopie a luat omologia chiliei, document pe care mănăstirile îl dau chiliilor ce se află pe teritoriul lor, și a mers la Caries, la guvernatorul Sfântului Munte. Numele părintelui Efrem continua să fie scris în document și adeverea identitatea lui ca monah.
Astfel, guvernatorul a cerut de la șeful poliției din Caries să-l cheme înapoi pe părintele Efrem, amenințându-l că îl va da în judecată pentru nerespectarea legii, conform căreia călugării atoniți nu se încorporează în armată. Pe deasupra, guvernatorul a găsit ocazia să-l smerească pe jandarm cu care avea niște dispute mai vechi. Cea mai mare greutate prin care a trecut în acești ani plini de har a fost o neascultare pe care a făcut-o față de bătrânul Iosif. Desigur, părintele Efrem s-a pocăit și bătrânul l-a iertat, dar Dumnezeu i-a dat canon. Nu a spus ce anume s-a întâmplat. Era singura taină pe care nu a dezvăluit-o multă vreme. Când Dumnezeu mă va dezlega de canon, atunci vă voi spune am anunțit, spunea așteptând an după an. La sfârșitul anilor 80, împlinea 7 săptămâni de ani, la fel ca și ascetul aflat sub canon, despre care se spune în Viețile Sfinților. 19 iulie, viața Sfântului Teodor al Edesei, cu care se asemăna oarecum întâmplarea lui. În cele din urmă a spus ceva, dar nu în amănunt. Se poate că într-un moment de revărsare a harului să fi gândit ceva nepotrivit despre bătrânul Iosif, dar părintele Efrem a găsit un mod minunat de a-și îndemna sufletul spre o continuă cerere a milei lui Dumnezeu, care este căutarea lui după Sfinții Părinți. De 50 de ani, mărturisea părintele Efrem, merg de fiecare dată cu mintea și pun metanie bătrânului Iosif, acolo unde am pus metanie prima dată pentru neascultarea mea față de el. Acolo, la Sfânta Ana Mică, între bazinul de apă și cele trei trepte care coboară la chilie. Despre stilism. Una dintre cele mai mari reușite ale stariților noștri a fost luarea unei poziții corecte față de stilism, care în acea vreme era o problemă arzătoare. Din 1924 a intrat în viața bisericii noul calendar. Sfântul Munte, pe motivul păstrării tradiției, a continuat să țină vechiul calendar, fără însă să rupă comuniunea duhovnicească cu Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului și dependența de ea. Și prin urmare, a păstrat legătura duhovnicească cu toate celelalte biserici ortodoxe. Însă câțiva monahi atoniți, care singuri și-au luat denumirea de zelotiști, stiliști, pe motivul schimbării calendarului, au tăiat legătura lor duhovnicească cu Patriarhia și cu restul Sfântului Munte, neparticipând nici la Sfintele Liturghii, nici la hramuri, nici la vreo altă slujbă bisericească. Catunachia era unul din centrele stiliștilor. Părintele Efrem, provenit dintr-o familie de vechi calendariști, s-a închinoviat la chilia Sfântului Efrem, în care cei trei bătrâni erau stiliști. După ce l-a cunoscut pe bătrânul Iosif, mișcați fiind amândoi de râvnă duhovnicească, au intrat în gruparea mateiților, ramură extremistă a stiliștilor. Motivul era acela că episcopul Hristostom Cavuridis, conducătorul grupării floriniștilor, a acceptat tainele celor ce țineau calendarul nou. Cei doi i-au trimis o mărturisire de credință scrisă prin care îl afuriseau, judecându-l că este una cu cei care țin calendarul nou, deoarece primește tainele lor. Într-o zi, bătrânul Iosif a fost vizitat de către ieromonahul Vartolomeu, un florinist care a încercat să discute cu el subiecte stiliste. Dar bătrânul Iosif nu a acceptat spunând: „Las acestea pentru că vom spune cuvinte grele, din pricina cărora ne vom mâhni.” Celălalt monah însă insista și de aceea bătrânul Iosif, mâniindu-se, a folosit expresii și fraze înțepătoare împotriva lor. Dar atunci când a mers la chilia lui să se liniștească, a observat că diavolul dobândise o oarecare putere asupra lui. Ceva nu mergea bine. S-a nevoit cu rugăciunea, iar când s-a liniștit, s-a întins ca să se odihnească. În somnul său însă a avut un vis semnificativ. Parcă stătea pe o mică stâncă în mare, iar valurile o mișcau. Se mira cum de se găsea în acest loc primejdios și nu pe muntele secular, care se afla puțin mai departe. Atunci s-a gândit ca, de îndată ce stânca se va apropia puțin de munte, să sară pe el și astfel să se salveze, fiindcă mai devreme sau mai târziu, valurile tot ar fi răsturnat stânca și împreună cu ea și pe el. Și într-adevăr, cu primul prilej a făcut un salt și s-a aflat pe uscat. „Slavă ție, Doamne!” a spus și s-a trezit. De asemenea și părintele Efrem, rugându-se pentru aceasta, a auzit o voce: „În persoana episcopului Florinei ai afolosit toată biserica.” Astfel, cerând iertare, s-au întors la floriniști. Mai târziu, când s-a rugat din nou pentru aceasta, a auzit: „Supune-te Patriarhiei, iar nu episcopului Florinei.” Aceasta l-a lăsat uimit. Nu a crezut-o, ci a considerat-o înșelătoare. Mai târziu, în urma unui semn de la Dumnezeu, s-au întors în biserică și astfel s-au odihnit sufletește. Părintele Nichifor s-a împotrivit puțin, dar părintele Efrem, nesuferind să se despartă de bătrânul Iosif, l-a silit puțin și astfel s-au întors cu toții în sânul bisericii. Paștele din 1952
au mers să-l prăznuiască la vecinii Danilei. Bine ați venit, bine ați venit! Părinte Nichifor, poftiți în strana stărețească. Părinte Efrem, poftiți să slujiți. I-au primit părinții cu dragoste. Atunci când Danilei i-au cântat, Născătoare de Dumnezeu, eu, aflându-mă în Sfântul Altar, simțeam atâta har de parcă aș fi văzut-o pe Maica Domnului, mărturisea cu nostalgie starețul. Însă părintele Nichifor, fiind obișnuit de o viață întreagă cu vecinii stiliști, a început să cârtească și să se supere tare. Atunci părintele Efrem a fost pus într-o situație dificilă. A făcut rugăciune, dar a simțit că și Dumnezeu îi stătea împotrivă. Atunci s-a înfricoșat foarte tare. S-a sfătuit cu bătrânul Gavril, egumenul de la Dionisiu, precum și cu părintele Gerasim, imnograful. Iar aceștia i-au spus: Părinte, să odihnești pe starețul tău. Rugăciunea o făcea încă cu multă greutate. Simțea că Dumnezeu i-a dat canon. Era pus în încurcătură. Să asculte de stareț sau de biserică. Situația l-a silit să asculte de stareț. Și noi am înțeles că ascultarea este temelia bisericii, fiindcă și Dumnezeescul întemeitor al bisericii s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Filipeni 2,8. Însă acum căzuse într-o criză de conștiință de altă natură. El, căruia îi se vestise că aparține de patriarhie și că biserica înseamnă dragoste, încredințându-se de aceasta prin călduroasa primire a Danileilor, el, care atunci când rostea cuvântul biserică, inima lui tresălta ca aceea unui copil care nu și-a îmbrățișat mama de mult timp, el care îl considera pe bătrânul Iosif și pe obșita lui ca fiind cel mai apropiați, cei pe care îi adora, acum trebuia să-i părăsească. Din fericire, puțin au ținut gândurile de îndoială ca hotărât. Cu sufletul voi fi mereu cu biserica, iar cu trupul voi fi pentru puțin cu starețul meu până ce va trece la Domnul. Și astfel s-a liniștit și a făcut răbdare până în 1975, adică 23 de ani. Sfârșitul bătrânului Iosif. Pe 15 august 1959, bătrânul Iosif a adormit în Domnul, la noul schit, unde se mutase în ultimii ani ai săi împreună cu obșita lui. Bătrânul Arsenie, împreună nevoitorul lui dintotdeauna, monahul Iosif, acum povățuitorul duhovnicesc al mănăstirii Vatopedu, ieromonahul Haralambie, starețul mănăstirii Ionisiu, ieromonahul Efrem, starețul mănăstirii Filoteu și părintele duhovnicesc al mănăstirilor Caracalu, Xiropotam și Constamonitu și fratele lui după trup, părintele Atanasie. Părintele Efrem îi vizita des, deși nu mai era nevoie să slujească la ei Sfânta Liturghie, pentru că cei doi tineri ucenici, Haralambie și Efrem, erau deja ieromonahi. Însă în ziua adormirii bătrânului Iosif, chiar în ziua adormirii Maicii Domnului, a pornit să-i viziteze, după ce a slujit Sfânta Liturghie la Catonachia. Mergea încet, încet, pentru că știa că după Sfânta Liturghie se odihneau. La Sfânta Ana l-a întâmpinat părintele Atanasie zgâfâind: Vino repede că starețul s-a dus la Domnul. A plecat, dar mie mi-a spus că își va lua rămas bun de la mine înainte de a pleca. Și a avut aceeași nedumerire până în a 40-a zi de la adormirea bătrânului Iosif, când, în timp ce își lucra liniștit rucodelia, s-a umplut locul unde stătea de bună mireasmă. A căutat prin toată casa, dar nimeni nu ardea tămâie. Astfel și-a amintit de făgăduința bătrânului. Sufletul starețului plecând din cele lumești în a 40-a zi și-a luat rămas bun prin acea mireasmă. De atunci, părintele Efrem îl vedea adeseori pe bătrânul Iosif în timpul somnului, aproape la fiecare 15 zile, după cum însuși mărturisea. Îl vedea de obicei stând în încăperi pline de desfătare, mângâindu-l în întristările lui, care prin anii 60 ajunseseră la apogeu, spunându-i de fiecare dată: Iubitul meu, fă răbdare! Atunci nevoitorul se simțea odihnit și continua lupta. Mai târziu, un frate din obștea noastră a făcut o însemnare. Astăzi, în ziua cincizecimii a anului 1989, starețul ne-a spus că l-a cercetat în somn bătrânul Iosif. După ce s-au sărutat cu căldură, bătrânul Iosif, foarte bucuros, i-a spus: Vreau să-ți predau ecleziologia. De ani de zile nu-l mai văzuse așa de bucuros. Lucru vrednic de mirare în această întâmplare este că starețul nu cunoștea cuvântul ecleziologie. Însă de a fi cercetat, cuvintele calde și pline de viață ale părintelui Efrem, ai fi văzut că în cea mai mare parte erau oftegme, pilde, sfaturi, vedenii, soluții duhovnicești ale bătrânului Iosif. El a cunoscut îndeaproape numai obștea bătrânului Iosif, pe care a avut-o ca model pentru obștea noastră. A fost o copie fidelă a bătrânului Iosif. Cam pe la începutul anului 1959, cu puțin înainte ca bătrânul Iosif să se mute la cele veșnice, părintele Efrem l-a rugat să se trimită o epistolă scrisă de el însuși, pe care să o păstreze ca binecuvântare. Starețul păstra acea epistolă la loc de cinste ca pe un obiect de mare preț, ca o binecuvântare deosebită de la bătrânul Iosif.
copilul meu dumnezeiesc și sfânt, părinte Efrem, iubitul meu fiu, ai sărutările mele părintești, ai toată dragostea mea, ai binecuvântarea mea, pe care ți-am dat-o cu 2 zile în urmă. Timp de 10 zile am simțit multă greutate, nu am mâncat nimic. Cu 2 zile în urmă au venit iarăși niște medicamente din America și începând să le iau, am simțit că îmi sunt de folos. Să vedem până când vor ajuta. Eu nu cred că mă voi face bine. Deși obștea se luptă, nu reușește nimic, ci doar îmi întârzie plecarea. Mi-au dat atâtea medicamente încât viermilor nu le va plăcea trupul meu, ci va rămâne neputrezit. Nu le va plăcea să-l mănânce. Rămâi așadar liniștit. Încă nu a sosit ceasul. Transmite-i salutări atletului meu Procopie. Vă sărut din tot sufletul. Smeritul și mult pătimitorul tău stareț, Iosif.